5 ani aveam, încă nu pusesem mâna pe un instrument și am auzit, da, nu știu, da, nu e cazul să-mi fie rușine, călușarii. Am văzut dansul ăla la televizor și gata, am început, dar era din cauza ritmului tradițional. De ce era la? O horă. O horă de călușari. Dar nu era asta. Unul dintre cei mai importanți chitariști bas din Europa ultimilor 15 ani, Decebal Bădilă trăiește din 90 în Germania. Atunci când nu hălăduiește prin lume la Niscai Concert, muzicianul locuiește într-o casă la țară, la jumătate de oră de Frankfurt. Povestea sa, de la alb-negru la color, este plină de muzică. Pentru conformitate jazz pe care l-a asumat Avid în umbra fratelui mai mare, Ovidiu, care repeta cu grupul său acasă. Ovidiu mă vedea în fiecare zi, fratele meu era primul martor al evoluției mele și a dat seama la un moment dat că am aptitudini din astea pentru jazz destul de bune, numai că trebuia să încep să fac practica, să am experiența practică. Cum să încep, pe așa la 15 ani, nu mai târziu, cum să încep să cânți în trupe de jazz, care, mă rog, erau deja consacrate, nu existau formații de începători, cum sunt în zilele noastre formații de tineri de rock, de 16-17 ani, pe vremuri nu erau de jazz, nu? Dar el, considerând că eu am deja un nivel foarte bun, s-a gândit să mă prezinte Florian Lungu, lui Johnny Răducanu, mai târziu Marius Pop și Dan Mântrilă și toți au fost entuziasmați, impresionați și entuziasmați de calitățile basistului tânăr de pe vremea aia și în momentul ăla i-au spus lui Ovidiu, da, bine, e perfect. Acum, dacă tu nu mai ai timp sau nu mai ai chef, noi de tine nu mai avem nevoie acum așa de mare, lasă-l pe frate tu. Fotografii inedite în Cluba anul 1983, atunci când lupii tineri obzeciști, precum Anca Parghel, Ovidiu Bădilă sau Tudi Zaharescu, se lăsau domesticiți de un guru, Johnny Răducanu. Decebal studiase vioara în primii 4 ani de școală de muzică, apoi revenise la o școală normală, iar în lipsa unui pian, la 10 ani alesese contrabasul. Deși se juca cât se poate de serios jazz, fratele Ovidiu se exprima foarte bine în muzica clasică. Apariția lui Decebal la același instrument l-a ajutat să aleagă în continuare partea academică a muzicii. Activând, cântând în festivalul de jazz cu formulele astea și cu oamenii ăștia deja consacrați în România și recunoscuți și grozavi, am ajuns să fiu așa cât de cât cunoscut și am avut șansa să fiu și admirat de o mare parte din public, care, mă rog, începuse deja să fac comparații între cei doi frați. Dom'le, dar ăla e mai grozav pe linia clasică, dom'le, dar ălălalt... Și ca să nu existe cumva nici odată vreun motiv de ăsta de discordie, Ovidiu a venit într-o bună zi la mine și mi-a spus, fii atent, eu consider că maniera în care tu cânți la instrumentul ăsta e așa de bună și se poate dezvolta atât de tare încât, uite, mi-ai luat o piatră de pe inimă, nu mai trebuie să mai investesc timp și energie și în plăcerea asta, în domeniul ăsta, lasă că mă concentrez mai mult pe linia asta clasică, tu faci asta și eu fac cealaltă și e perfect. Și așa a rămas întotdeauna. Din 1984, Decebal se dedică basului electric și în 2 ani ajunge instrumentistul român numărul 1, fiind în același timp un contrabasist nu de viitor, ci de prezentul continuu. În ultimii ani 80 are timp să urmeze cursurile universității pentru a deveni profesor de fizică și matematică. Thank you.
Ovidiu a plecat în 1987, în perioada în care se ieșea foarte greu din țară și ceea ce, mă rog, nu, noi nu știam, dar se putea bănui, se putea gândi dinainte, fiindu-i blocată viza de ieșire timp de 2 ani după terminarea studiilor, a avut ocazia asta de a ieși în Italia. De acolo nu s-a mai întors în timpul cuvenit, în timpul declarat, tot timpul găsea de lucru. Mai am un pic, suna acasă, mai am un pic de treabă, stai că mai am vreo 2 luni, vreo 2-3 luni și timpul ăsta sigur că s-a extins. Până când a făcut un concurs pentru o orchestră din Germania, la care a fost primit cu brațele deschise și în 1989 el deja activa aici în Germania. Așa că eu l-am vizitat aici, direct aici. El, fără ca eu să fi știut, mă înscrisese deja pentru examenul de admitere, pentru examenul de admitere la conservatorul din Köln, secția de jazz, examen pe care l-am luat destul de rapid, cu cunoștințele dobândite în cei primii 4 ani de școală extrem de profesională în domeniul muzicii în România. Și 15 ani eram zăpăcit cu muzica lui Sergio Mendes și Brazil 66, cu muzica lui Oscar Peterson în trio, pianistului de jazz, și Eugen Ciceu, muzica pe care o cunoșteam pe din afară, cel puțin discurile pe care le primisem atunci de la Johnny Răducanu, discurile lui Eugen, pentru că pe vremea aia nu erau prohibite în România. Începând cursurile respective, sigur că mi-a luat ceva timp, a durat niște ani ca să termin facultatea aia. Timp în care, mă rog, am învățat multe, așa da, așa nu. Multe bune, multe lucruri care trebuie evitate, inclusiv în legătură cu un sistem educațional muzical în domeniul ăsta al muzicii de jazz sau muzicii populare, muzicii de, cum spun ei în Germania aici, de Unterhaltung, de întreținere, muzicii legere, ușoare. Dar în mod special de jazz. Așadar, Decebal studiază la Köln și în paralel cântă, fără să mai revină la confirmarea statutului de profesor în România. Deși nu-și dorise, viața l-a mutat în Germania cu tot cu muzica sa, deși ocazii să se întoarcă pe scenele din țară au tot fost, după cum se va vedea. După cei 5 ani, 6 ani plus cele 2 semestre libere pe care puteam să le iau, sigur că am continuat să rămân aici, au făcut niște legături cu muzicieni de aici. L-am cunoscut pe Eugen Ciceu, care trăia nu departe de Germania, dar a cărui inimă întotdeauna a bătut, odată plecat din România pentru țara asta, întotdeauna a vrut să se întoarcă aici și se întorcea pentru concerte cu cea mai mare bucurie. Sunt bucuros și mulțumit că fiul lui astăzi are un succes extraordinar de mare aici în Germania. El fiind de altfel născut aici, în Roger, am rămas aici, activând cu diverse grupuri, cu trioul lui Eugen sau duo-ul,
lui Eugen cu Horst Jankowski, cu Paul Kuhn, mai târziu cu Big Band-ul cu care mai activez și astăzi, cei de la radio din Stuttgart. Iar anii trec. Iar anii trec într-un ritm din ăsta extrem de nebun și eu îmi dau seama că după 20 de ani fac același lucru pe care l-am făcut de la bun început, pe care mi-l doresc deja de la vârsta de, sau care mi-e clar de la vârsta de 14 ani, numai punându-mi probleme peste probleme și rezolvând problemele astea din toate punctele de vedere la niveluri diferite și din puncte de vedere diferite. And Anka on the vocals. Anka. Iată, datorită arhivelor TVR și mai ales organizatorilor, dovada uneia dintre zecile de colaborări ale lui Decebal cu monștrii sacri ai jazzului, lista fiind lungă și cuprinzând prea puțin România. Una este însă celestă, fiind vorba de idolul din copilărie deja pomenit, celebrul pianist Eugen Ciceu, cu care basistul a cântat în premieră, aproape fără repetiție, la sugestia ad hoc a lui Florian Lungu, la București. Am mers la repetiție, la sala radio. M-a întrebat, ce știi? Eu, crescând cu muzica lui, știam tot ce cânta el de pe anumite discuri. Nu? Am început să spun, Paganini List. Aha, ok, hai să repetăm piesa. Ce mai știi? Păi, Chopin, valsurile, Scarlatti, sonata și așa mai departe. După niciun sfert de oră de repetiție, a trântit capacul pianului. Gata, hai, mergem să bem, mergem să mâncăm. A terminat repetiția. Păi tu știi tot. Mă rog, în anii următori s-a dovedit a fi real faptul că nu știam chiar tot, dar am învățat și restul aranjamentelor lui, dar a fost de ajuns să facem un concert grozav a doua zi. A fost o întâlnire extraordinară. August 1994. Destul de mult în ultimii 10 ani, până acum 2 ani, au fost foarte multe concerte. Am umblat destul de mult în Europa și rezultatul este faptul că acum îmi doresc un pic să stau cât se poate de mult acasă, nu prea mult, dar am ieșirile mele, concertele mele în fiecare lună, ale mele, spun ale mele de fapt, nu sunt ale mele sub nume propriu, în diferite formule, începând cu big band-ul sau cu trio-uri, cu quartete.
Și ăsta este un punct foarte important, să revin pe linia de la care plecasem în România, să revin în a avea un public al meu, un public al nostru, în care să mă simt așa agreat și ca acasă, căruia să-i pot oferi ultimile descoperiri și să mă las criticat și sau apreciat în funcție de, nu, de reacție. Dar cu ceva mai multă insistență, cu ceva mai mult timp și noroc, vom reveni la linia asta. L-am găsit pe Decebal departe de lumea dezlănțuită, într-o casă situată într-un sat anonim, inclusiv pentru el, până cu un an și jumătate înainte. Cu legături bune spre Frankfurt, românul balansează tumultul scenelor de concert și studiourilor cu un loc în care își poate exersa o altă pasiune înlăturată de muzică, apropierea de animale. Când te muți într-un loc, nu știi cum este apartamentul, casa, cum sunt vecinii. În mod special, nu? Cum reacționează când la ora 2 noaptea, inspirat fiind, pui mâna pe contrabas sau pe trompetă și încep să cânți niște sunete. Am avut un noroc fantastic. Chestia asta nu se poate calcula dinainte. E un sat vechi, un sat tipic german de 750 de ani. Acum 3 ani au sărbătorit vârsta asta. Cu oameni foarte liniștiți, din când în când, cu multă agricultură în zonă, în timpul verii mai trec cu tractoarele aici pe lângă case, să nu ne simțim așa prea izolați, dar e un loc grozav. A fost o alegere bună. Satul ăsta al meu este la poalele muntelui Vogelsberg. Muntelui Vogelsberg, care e ca înălțime al treilea din landul ăsta, Hessen. O înălțime grozavă de 725 de metri, dar 725 de metri nu e mult, însă priveliștea de acolo este senzațională. Uite, și acum ajungem la banca mea preferată, care nu este nici Sparkasse, nici Deutsche Bank și nici Commerzbank. Este o bancă pe care ne putem așeza și unde putem avea liniște. Am descoperit după câțiva ani de locuit în Germania că este o țară extraordinar de frumoasă. În aproape toate regiunile, din Bayern până în nord, în Schleswig-Holstein, cu diferențele clare, cu popoare diferite, cu dialecte diferite, în care fiecare din cei noi veniți, mă rog, se poate integra, se poate adapta sau nu. Nu e ușor, după părerea mea, nu e ușor pentru noi, cei din România, să ne adaptăm vieții de aici. Dar dacă dintotdeauna ai fost obișnuit sau ai suferit din cauza lipsei de punctualitate sau de seriozitate, sau ai vrut să simplifici lucrurile și un cuvânt sau o idee a fost dusă până la bun sfârșit, atunci a fost ăsta sau ăsta, se pare că este în continuare locul potrivit. O mai veche compoziție a muzicianului, reînregistrată cu un alt român la țambal, ideală pentru realizatorul emisiunii să aducă vorba despre România.
părinții sunt acolo, prietenii vechi sunt acolo. Și prieteni de aici, din Germania, veniți din România, care țin legătura cu România la rândul lor, îmi relatează mereu despre ce se întâmplă acolo, plus vizitele personale, nu cam de 2-3 ori pe an reușesc să ajung în România. Din păcate n-am mai cântat, iar s-au făcut 4 ani de când n-am mai cântat acolo, nu din cauza mea. De la țara natală la o cultură adoptivă pentru decebal, aceea braziliană. Ca și un celebru înaintaș, Richard Oșanischi, și Bădila a fost sedus de muzica tradițională de peste ocean, sambele și bosanovele fiind în particular inspirații pentru muzica abordată de basist de mulți ani de zile. Eu sunt mai degrabă o victimă a muzicii braziliene, a microbului acestei muzici, și cu cea mai mare plăcere mă declar și rămân atins de miracolul acestei stilistici și acestui amestec de amestec unic de muzică și ritm în lumea noastră, pentru că am simțit o putere deosebită a acestor ritmuri izvorâte, născute din atâtea influențe, din atâtea suferință și din atâtea secole de căutări și de tristeți și bucurii al atâtor generații. Deși a cântat în zeci, dacă nu sute de locuri din toată lumea, Decebal a păstrat amintirea deosebită a concertelor din São Paulo din urmă cu 7 ani, unde a și locuit o lună și jumătate, în particular a colaborării cu chitaristul Marcinho Eiras. Încerc să-mi iau cât se poate de mult timp liber pentru a putea crea, pentru a putea studia la instrumente la care îmi doresc să cânt cel puțin la fel de bine ca la instrumentul principal. Nu prea reușesc, pentru că numărul sau, mă rog, responsabilitățile cresc. Am certitudinea asta de la o vârstă la alta, mai înaintată. Dar fac eforturi din astea grozave să-mi smulg timpul ăsta, măcar 2-3 ore, așa în medie, 2-3 ore pe zi, pentru a putea studia la cine știe ce instrument pe care l-am ales deja, dar sunt cam multe, la care, de care m-am legat. De fapt, eu am ales asta nici pentru bani, nici pentru faimă, ci pentru a căuta, pentru a merge pe drumul ăsta interior și a mă descoperi pe mine însumi, din punctul, cel puțin din punctul de vedere muzical. Mai târziu, extrapolând descoperirile astea pe teme muzicale, sigur că generalizând astea, chestiile astea, îți dai seama de alte aspecte ale propriei vieți, sau înveți lumea din prisma muzicii, care e o experiență fantastică.